Primarii liberali nemțeni sunt cei care au la această oră cele mai puține șanse de a primi fonduri guvernamentale și cu atât mai puțin județene, în condițiile în care acești bani stau în pixul președintelui Ionel Arsene, care a dovedit deja cât de generos este cu primăriile unde locuitorii au ales un primar liberal. Aceasta este și situația comunei Horia, care este nevoită să se descurce cu fonduri locale. Cu toate acestea, edilul își încearcă șansa depunând proiecte la Ministerul Dezvoltării Regionale pe Programul Național de Dezvoltare Rurală. Și proiectele europene rămân o alternativă de finanțare a localităților. La Ministerul Dezvoltării, Comuna Horia a depus 3 proiecte de modernizare a unor străzi, de dezvoltarea sistemului de alimentare cu apa localităților, de construirea unui nou dispensar la Cotuvameș, dar și de reabilitarea căminilor culturale din Horia și Cotuvameș. Am început deja munca și am depus la Ministerul Dezvoltării 3 proiecte. Avem un proiect pe modernizare străzi în Comuna Horia, proiect de asemenea pe înființare sistem de alimentare cu apă și extindere sistem de canalizare în Comuna Horia și un proiect privind construire dispensar nou în satul Cotuvameș, Comuna Horia. Pe lângă aceste proiecte depuse la Ministerul Dezvoltării, așteptăm deschiderea noii sesiuni și la AFIR, pe măsura 7.2. Aici avem pregătit din nou un proiect pe modernizare străzi în Comuna Horia și un proiect pe măsura 7.6 de această dată, reabilitare cămin cultural Cotuvameș și dotare căminul cultural de la Horia. Pentru materializarea proiectelor de modernizare a căminelor culturale este nevoie de 500.000 de euro, iar pentru străzi de 1,5 milioane de euro. Valoarea proiectelor sunt destul de consistente. La căminul cultural în jur de 500.000 de euro, iar la modernizare străzi în valoare de 1,5 milioane de euro. Ce e pe fonduri europene este cu finanțare integrată, deci toți banii vin de la Comunitatea Europeană. Ce e pe Ministerul Dezvoltării este cu cofinanțare de la buget local. Suma oricum destul de mică. Ce e contribuția pe care trebuie să o aibă Comuna Horia. Până la obținerea fondurilor guvernamentale sau europene, proces care este de durată, nu rămâne decât șansa de a folosi cu eficiență banii din bugetul local. Până la semnarea contractelor de finanțare pe modernizare străzi, avem de balastat străzile, pentru că abia ce am ieșit din iarnă sunt destul de multe gropi de nivelări și automat trebuie să intervenim un pic pe reabilitarea lor. Și celelalte lucrări de întreținere și reamenajare pe școli și altele, totul pe buget local. Am primit și de la Consiliul Județean un 150 de lei, adică 1,5 miliarde. Având în vedere nivelul de finanțare obținut de la Consiliul Județean Neamț la ultima ședință și la Primăria Horia, baza o constituie fondurile din bugetul local, urgența însă o constituie balastarea străzilor ieșite din iarnă pline de gropi.